ca orice copil în școala primară, te duc diferite profesoare, ci cono în excursii de o zi, sau tabere, în care ar trebui să te relaxezi. Și cred că asta se întâmplă cu copiii normali, nu cu ăștia ca mine care, atunci când scăpau, urlau de a doua zi nu mai aveau voce deloc. Și uite așa, în clasa 8, înainte de examenul ăla blanaua de vine săptămâna viitoare pentru voi, ne-au dus câteva profesoare la centrala nucleară de la Cernavodă, nu Cernobâl. 3 clase, clasa mea, clasa lui Do și încă una, că nu veneau toți de la fiecare clasă și, na, trebuia să se umple cumva autocarul ăla, să nu iasă pe minus. Autocar, e mult spus autocar, autobuz. Fiecare clasă cu retardației, dar nu prea ne înghițeam așa unii cu alții. Mai erau de aia de se umflau de parcă erau mari șmecherii, figuri pe burta goală. Și așa era și cap de râmă, un băiat înalt cu un păr ca puiul de rață, așa era. Știți cum se vopseau prin 2005 copiii în cap stil minge? Lui mai trebuiau doar bulinele de la minge. Am ajuns noi acolo la Pripyat, ne-au controlat aia ca la aeroport, prin detectoare de alea de metale, toate nebuniile. Ne puseseră să venim cu Adidas cu talpă de cauciuc, dar bineînțeles că toată lumea a venit așa cum a apucat. Ne-au băgat aia într-o cameră de aia de comandă, plină de butoane din tavan până în podea, vorbea ăla, nu l-a ascultat nimeni și gata, s-a terminat excursia. Plecați acasă. În loc să ne bage și pe noi acolo în reactor să ne radiem, urât din partea lor. Ne-am întors în parcare și când să urcăm în autocar, erau 40 de grade, așa că șoferul a ridicat trapele alea la locul ăla unde se bagă bagajele ca să stăm jos până se răcește. Se așezase cap de râmă cu ai lui și după nu știu de ce s-au ridicat și ne-am așezat noi. Vin ei înapoi. Bă, ăsta e locul nostru. Du-te, bă, de aici. Ce mă, vreți să vă batem? Ce să bați tu, mă, râma, dracu. Și lovise pe unul cu piciorul. Deja eram cu mâinile în gâtul lor, când ne-a văzut șoferul de la autocar și s-a băgat. Al dracu cap de râmă, când nu era singur, sărea mereu la bătaie, dar așa eram el ușel. Au venit și profesoarele că rămăseseră în spate și cap de râmă se dusese să se pișe la un copac. Și unul de la noi de al dracu, doamna, ia uitați unde se pișe cap de râmă. Măi, băiatule, măi, cât de nesimțit poți să fii, măi? Doamne ferește, te piși la copac! Ce n-ai zis, mă, că făceai, că mergeai acolo înăuntru? Atât de needucat ești! Hai, gata, că vă las în compania lui Do. Se vorbea prin generală să mergem în excursie undeva. Nu prea mă interesa subiectul. Până la urmă s-a hotărât să mergem la centrala nucleară. Inițial eu nu prea aveam chef de nicio excursie și aș fi preferat să stau acasă, să dorm sau să fac orice altceva. Dar aproape toată lumea mergea și am zis, hai mă să merg și eu, hai, dorm de seară. Am zis aproape toată lumea pentru că nu au venit chiar toți. Câțiva au ales să nu vină, nu pentru că nu ar fi vrut, dar când s-a aflat că mergem acolo, direct nu știu ce ședință a fost. Și au început unii părinți să zică că nu-i lasă pe copii să meargă acolo, că sunt radiații și nebuni. Nu e ca și cum acolo e totul securitizat și nivelul de radiație este în limitele prevăzute pentru siguranță, iar muncitorii stau acolo și lucrează bine mersi. Plus că acolo am stat mai puțin de o oră sau ceva. Dar ce să și faci? Unii oameni sunt mai îngrijorați ca alții, mai ales dacă acești părinți își amintesc de ce s-a întâmplat la Cernobâl în 1986. Da, am văzut serialul, așa ne-a venit ideea să povestim despre excursia la Cernavod, ați ghicit. Bun, și ajungem acolo și printre noi erau și troli, și nebuni, și unii mai prostăvani. Na, ca în orice grup mai mare. Vă dați seama, și-au început tot felul de întrebări cretine și glume de alea că bubuie, că ne radiem, că murim, că e tâcă. Și ajungem în camera de control. Acolo un nene ne-a explicat așa în mare pe înțelesul nostru cum funcționează. Unii beau apă, alții se uitau pe pereți, doar câțiva erau atenți. Și erau numai întrebări de alea, dacă bubuie murim? Dar e periculos de bubuit când bubuie, spuneți când bubuie. Centrala funcționează pe reactoare Candu, care sunt sigure și n-are cum. Da, așa ziceau și ea de la Cernobâl. Nu, acolo funcționau altfel de reactoare mai instabile. În fine, aici aveți multe butoane, poate vă întrebați la ce sunt bune. După cum puteți vedea, e o cameră de control mare. Muncitorii de aici se asigură mereu că totul este sub control. Sistemul este unul foarte complex și trebuie să înțelegeți că sunt luate multe măsuri de siguranță. Totul este monitorizat. Deci, cunoscând aceste aspecte pe care vi le-am prezentat, puteți să mă întrebați orice, dar orice doriți despre acest loc, iar eu vă răspund. De la ce buton se aprinde lumina? De la întrerupător?